Așa a fost primit Moroșanul la Certești, comuna din Iași, în care clubul lui a deschis o sală de kickboxing. Pare bine că v-am văzut și n-am murit. Îmbrăcați în costume populare, copiii l-au învățat cântece patriotice pe Moroșanu. Mamă, a venit fanfara, mi-a plăcut foarte mult, fanfara aia m-a dat peste cap, mi-a plăcut foarte mult, sincer, nu mă așteptam, dar în special cântecele patriotice au fost extraordinare, mie mi-a venit să plâng la un moment dat. Cei mici și-au umflat mușchii în fața lui Moroșanu. Mamă, ce tare de... Are foarte multă forță, eu cred că poate să dobare și un copac. Moroșanu a crescut în comuna Grajduri, lângă Iași. Ajutat de la Măruță, Moroșanu și-a adus aminte de toate trăzneile din copilărie. Aici jucam fotbal în fiecare seară, jucam fotbal pe ce mulgeam vaca. Mulți vaci. Ia uite, lapte, fratele meu. Am pus cu vaca, foi de capul meu, fugea vaca prin pădure, nu găseam noaptea. Vinea tata acasă, unde-i vaca, nenorocitul, n-ai grijă de vaca. Toate l-am învățat să facă și treabă, orice lucru, și la coasă și la vacă. Moroșanu a jucat fotbal cu fratele lui, a fost la vie și a hrănit animalele din curte. Ia uite și moțate, uite și moțate, au! Băi, văzut cum am mușcat! Ia uite. Moroșanu s-a întors și pe băncile școlii. 8 am luat la o dictare. A luat 8, până la 10, e două liniuțe. Se steam așa frumos, pac, pang! Moroșanu a venit la București pentru lupta cea mare cu Chemayo. Moroșanu a scăpat de kilogramele în plus. E rândul meu să dau un ocar lui Chemayo. Și Chemayo a speriat capitala înaintea luptei de pe 5 iulie de la Pro TV. Moroșanu, I come for you! Where are you, Moroșanu? You fight right now, okay? You fight right now! Bă, băiatul, ce tu pe eu, frate, să vină la București aici să mă provoace? Eu am venit la el la Paris, eu că o să vadă, să vedeți ce bătaie o să-i dau din numai 5 cu el. Gata, m-am supărat. Fanii lui Moroșanu au purtat măști cu moartea din Carpați ca să-l sperie pe Chemayo. Francezul a făcut bucăți poza cu Moroșanu. Hey, good. Great, Moroșanu. Great. You, but why now? Thanks, I'm just going to put Chemayo. Acum 10 ani, Chemayo l-a bătut pe Moroșanu. Mă credeam Dumnezeu atunci. Mamă, îi bat pe toți, nu contează. Și atunci am realizat că trebuie să-mi îmbunătățesc tehnica, să fiu mai bine închis în gardă. Cătălin Moroșanu, moartea din Carpați. Cel mai iubit luptător din România la ora actuală. Vedem umplut sala polivalentă din București, în jur de 4.000 de spectatori. Freddy Chemayo, de asemenea, un luptător extrem de titrat. Iată galeria de aici, din sala polivalentă din București. Spunea mai Pasenia, antrenorul lui Chemayo, la conferința de presă că direct de stânga Moroșanu a venit să facă knockout pe Moroșanu, dar să rămână prieten după aceea. Iată ce direct croșet de stânga pentru Cătălin Moroșanu. Început bun pentru luptătorul nostru, pe gardă inversă Moroșanu, așa cum luptă de fiecare dată, low kick puternic. Dreaptă care îl zdruncină acolo pe Freddy Chemayo. A scăpat Moroșanu mai devreme, a trecut pe la urechi pumnul lui Chemayo și high kick-ul încercat acum de gigantul francez. Periculos acel high kick al lui Chemayo. Bune coșere lui Cătălin Moroșanu. Care lui Cătălin Moroșanu își fac treaba. Pălitura moldovenească, trademark al lui Cătălin Moroșanu. Croșeul de stânga este lăvitura preferată a lui Moroșanu, lăvitura letală. Acum încercat un croșeu de dreapta. Îl caută cu aceste croșee prin spatele mânușii Moroșanu pe adversarul. Bă, bine, atat de Chemayo, s-a dezechilibrat și a casat un pumn de la Moroșanu. Direct de stânga și serie de croșee pentru moartea din Carpați. Am ajuns la jumătatea primei reprize, low kick pe interior trimis de Moroșanu. Bun, stânga l-a picat din partea de Moroșanu și... Lăvitură medială de picioare, da? Foarte bine lucrează la corp Cătălin Moroșanu în această primă rundă. Oarecum descumpănit, Freddy Chemayo încearcă din un high kick. Și încă nu am văzut lupturile de genunchi ale lui Freddy Chemayo. Se îndoaie Chemayo. Iarăși lovește la corp pe Chemayo. E caută ficatul Moroșanului Chemayo. Excelent a luptat Moroșanu până acum, l-a surprins pe Chemayo pentru că a avut lovituri variate.
Dreaptă bună și pentru Chemaiu acum. O să țină brațele sus Moroșanu. O clipă de neatenție în fața lui Chemaiu și totul s-a terminat. Bune croșele lui Cătălin, iarăși a conectat, însă Chemaiu a dus până acum fiecare lucru incredibil. Rapează acela Gion Fredi Chemaiu, o schimbă bună lui Boroșanu. Bun croșel de dreapta pe întâmpinare, a fost însă o dezechilibrare a lui Fredi Chemaiu. Atent arbitrul Cezar Gheorghe, peste 10 ani de experiență în ring. A căzut și proteza lui Chemaiu, se termină runda. Ce experiență are Maică Pasenie, trebuie să ne așteptăm totuși la o schimbare tactică din partea lui Fredi Chemaiu în runda a doua. Începe meciul, serie bună pentru Moroșanu. Uite din nou în loc pe interior Moroșanu și e bine la croșeile lui acum. A încercat și Chemaiu în loc, s-a fost o lovitură dezordonată. Bună presiune, Chemaiu vrea să vină aproape pentru a trimite o lovitură de genunchi. Iată genunchiul lui Fredi Chemaiu la corp de această dată, însă în curând va urca sigur cu această lovitură și la cap. Moroșanu nu trebuie să facă pasul înapoi. Este puternic atunci când se duce peste adversarul său, nu când stă pe corzi. Iată iarăși lovituri de genunchi din partea lui Chemaiu. Lovituri împinse din partea francezului, încă o lovitură de genunchi. Atenție la genunchi, Cătălin. Loc trimis de Chemaiu. Mai agresiv Chemaiu în această rundă. Dacă încă un high kick Chemaiu, îl blochează Cătălin acolo. Pare că a obosit puțin Moroșanu, într-adevăr îi cade și proteza. Trage puțin aer Moroșanu. Am cam repede obosit, mai are destul de mult din acest meci. Sperăm că va reuși însă să facă față Chemaiu, să se împinge în Cezar Gheorghe. Nu și-a ales bine arbitrul în care se împingă. Silvărtul dezlănțuit și pe Mai Panesie, îi strigă lui Chemaiu să se arunce în atac acum. Îl simte obosit pe Moroșanu și cere lui Chemaiu să dea atacul decisiv. Însă Moroșanu se dezlănțuie în aceste momente cu croșeile. Fantastică seria lui Moroșanu. Un luptător inimos, așa cum îl știm. Casează acum un croșeu. Bună lui Chemaiu, lovește și cu genunchiul. Hai, kick ratat pentru Chemaiu, s-a retras bine Cătălin acolo. Un oftat din tot sufletul am văzut la Cătălin Moroșanu. Greu războiul cu Chemaiu. Un minut din runda a doua. La atac Chemaiu, răspunde și Moroșanu, să mai precis a fost francezul. Iată ce spuneam de schimbarea tactică a lui Chemaiu, nu mai stă să încaseze ca în prima rundă, acum face pasul înainte, pune presiune pe Cătălin și vine cu aceste lovituri de genunchi absolut devastatoare. Au intrat și brațele lui Chemaiu, iată cum pur și simplu se năpustește peste Moroșanu, nu lasă să respire deloc. A dus oricum bine această repriză Moroșanu, a avut și el momentele lui, însă se anunță o rundă a treia foarte grea pentru Cătălin Moroșanu. Cearcă și el o lovitură de genunchi în corzi, Cătălin Moroșanu blochează acel high kick, se termină repriza. Foarte grea repriza pentru Cătălin, îl vedem respirând și mișcându-se cu greu. Echilibrată această rundă, poate fi dată oricăruia dintre cei doi luptători. Mai bine a conectat pe brațe Moroșanu, însă presiunea lui Chemaiu a fost fantastică și câteva lovituri de genunchi încasate în plex de către Moroșanu, de asemenea câteva lovituri de braț pentru francez. Ultima repriză, două meciuri și două reprize au fost până acum între Chemaiu și Moroșanu. Mai avem 3 minute. Totul sau nimic pentru Moroșanu în această ultimă rundă, în atac Chemaiu. Însă cel care lovește este Moroșanu. Trimite și un high kick precis, Fredi Chemaiu. Foarte bine a blocat cu genunchiul Moroșanu. Ce high kick a trimis Chemaiu.
Lovitură sub centură, își cere scuze Freddy Chemaier, nu a fost o lovitură intenționată. Este aproape Cezar Gheorghe și este un arbitru atent cu astfel de faze. A recunoscut și Chemaier, a recunoscut. Exact pe centru, lovitura incredibilă, fix pe centru. Nu l-a amenajat deloc pe Cătălin Moroșanu cu această lovitură. Lasă-l cu cumpace, pare sistemul Moroșanului Chemaier. Acum pe bune, la propriu. Continuă meciul, deși ar mai fi putut să aibă câteva momente de respiro acolo Moroșanu. Continuă acest război cu Freddy Chemaier, ce lovituri își trimit cei doi. E incredibilă confruntarea făcută de Cătălin Moroșanu și Freddy Chemaier. Parcă mai obosit și Chemaier, asta e bine pentru Cătălin, lovește din nou la corp Moroșanu. Ce bine i-a intrat în prima rundă aceste lovituri la corpul lui Moroșanu. Stop! Stop! 2 minute rămase din această rundă. Iarăși Cătălin Moroșanu aruncă proteza pe jos, va fi avertizat cu siguranță de arbitru Cezar Gheorghe. Banii de pe marginea ringului încearcă să le insufle lui Moroșanu energia lor. Își trage sufletul Moroșanu, mai are 2 minute de luptă cu acest francez hotărât să vină la bătaie Freddy Chemaier. Lovește pe Moroșanu, însă nu a avut putere să continue. 2 minute lungi pentru Cătălin Moroșanu. Poate cele mai lungi minute din cariera lui Moroșanu. Freddy Chemaier, mai proaspăt pe acest final de meci, pune presiune pe Moroșanu. Ce păcat că are acele lovituri Moroșanu, însă nu mai pune putere, nu mai pune forță pe lovituri. Nu mai are forță. Pentru că nu mai are logic. 100% din energia lui Moroșanu este acum pe defensivă, să evite acele lovituri devastatoare de genunchi. Și era pe ce să intre una lui Chemaier. Blochează Moroșanu acolo. Totul sau nimic pentru Freddy Chemaier și Moroșanu pe acest final. Acum i-a căzut proteza lui Freddy Chemaier, nu mai are ce să protesteze francezul. L-am văzut pe Mike Passenier foarte nervos la a doua fază când lui Moroșanu i-a căzut proteza. Bună lovitura lui Moroșanu, care trimite lovituri puternice, încasează un high kick, trebuie să țină brațele sus Cătălin, mai puțin de un minut. A treilea high kick la rând. Serie de high kick pentru Freddy Chemaier. Hai Moro, acum o lovitură, pare o găsit și francezul. Acum în ring Freddy Chemaier și Cătălin Moroșanu. Serie de conțele pentru Moroșanu. Între Moroșanu și Chemaier. Sala polivalentă este în picioare. 20 de secunde din această super confruntare. Ce meci! Doi adevărați gladiatori care continuă să trimită lovituri. Moroșanu dă drumul la croșie. Chemaier încearcă lovitură de genunchi. 10 secunde rămase din acest meci. Sala îi strigă numele lui Cătălin Moroșanu. Se termină meciul. Urale din sală! Un meci frumos făcut de Moroșanu și Chemaier. Și vom aștepta acum decizia. Final de meci, iată, nu știai, nu te gândeai că mai găsește resurse Moroșanu în ultimele 30 de secunde să se bată cu Chemaier, nebunește. Arată bine la față Moroșanu, nu are nicio accidentare, știm, termină meciurile cu nu e gata o urmă de rotulă a genunchiului Chemaier, nimic. Să vedem și decizia în acest meci, o confruntare care poate merge la oricare dintre cei doi. O primă rundă câștigată clar de Cătălin Moroșanu, o rundă a treia câștigată din punctul meu de vedere de Freddy Chemaier și repriza a doua 50-50. Depinde fabulos, cum au văzut arbitrii judecători. Fabulos această imagine. Moroșanu și Chemaier dezechilibrați amândoi. Oricare va fi decizia, însă este un meci fabulos făcut de Cătălin Moroșanu și de Freddy Chemaier. Alături de CEO-ul Dynamite, Pătrașcu-ul Titu. And now, iată finalul luptei. Superb final de meci. Gladiatorii moderni Chemaier și Moroșanu și-au făcut datoria în această seară.
oricare ar câștiga, ar fi păcat pentru celălalt, parcă spune. Însă adevărat, noi trebuie să ne bucurăm pentru Moroșanu, să ascultăm decizia. Și sigur, ladies and gentlemen, the winner is by unanimous decision to the red corner, Maximilian. Urare în sală, victorie unanimă, toți cei trei arbitri au dat victoria lui Cătălin Moroșanu. Moroșanu nu și-a revenit încă după lupta cu Chemaion. Se mai văd așa vânătări la coaste, da, mi-a dat câteva genunchi în coaste. Bă, tu și m-am trezit dimineața cu durere în piept de nu mai știam ce cu mine. Mai bine să plângă mama lui decât a mea, spune Moroșanu. Am văzut pe mama că era în primul rând cu tata, cu tata și tata mama. Cred că avea mama inima cât un purice, dacă stătea acolo Cătălin, abia așteptam, uitam la secunde, abia așteptam să se termine meciul. Moroșanu își face echipă tare de bătaie, vrea să aducă luptători tari în galele lui. Mă gândesc foarte mult la frații Stoica, care sunt foarte cunoscuți în România, mă gândesc la Daniel Ghiță. În gala de la Pietra Neamț, Moroșanu va urca în ring cu noul echipament. L-am binecuvântat ce am făcut eu cu ele și când dai un pumn cu mănușa asta, cade bou. M-am preferat cu culoarea galbenă, pentru că galbenul reprezintă România, da? Deci ne gândim că toate echipele naționale au, în general, culoarea galbenă. Moroșanu și sultanul din ring, Mehmet, s-au întâlnit la porțile cetății Neamțului. Cătălin! Stefan'ın kılıcı bende. Almak istiyorsan beni yenmelisin. İbatim dirupim. Mahomed I, Soliman, Bayezid, toți la bătaie de la noi, de la români. Și acum, când vor veni Moldova, o vor lua pe cocoașă așa cum a luat-o și acum câteva sute de ani. Moroșanu și Mehmet se vor ciocni în ring pe 19 octombrie la Pietra Neamț. Nu l-aștept cu pâine și sare, l-aștept cu măciuca, cu sulița. Moroșanu n-ar accepta orice rol într-un film istoric. Bă, nu prea am eu față de domnitor al Moldovei, nu prea am eu față de Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare era frumușel, era mai mic de statură, cu mustață, cu barbă. Eu, ia uite la mine, am față de rus. Moroșanu ascultă rock, dar pe sultanul din ring, Mehmet, vrea să-l bată pe muzica lui Tarkan. Păi era melodia aia mă și cădem și cădem, aia mă și cădem. Să mor dacă nu pun melodia asta la intrare, când vine turgui, păi cu și cădem și cădem. Oina mă și cădem și cădem, oina mă și cădem și cădem. Așa-i fac, și cădem și cădem, bang și cădem și cădem. Asta-i dau una de o să facă și cădem și cădem. Good luck. Și vedem acest moment clasic al lui Cătălin Moroșanu, se uită urât la adversar. Cezar Gheorghe în ring, un arbitru cu greutate pentru main eventul cei doi grei, turcul Ozer și românul Moroșanu. Da, al doilea său meci la Dynamite pentru Cătălin Moroșanu, să vedem cum va aborda această luptă. Am avut trei reprize împotriva lui Freddy Chemaio în acea victorie pe care a obținut-o Cătălin Moroșanu. Toată sala alături de Cătălin, care se duce în atac. Două lovituri de picior încasate de turc, încearcă și el un high kick, se dezechilibrează. Schimburi de low kick-uri, high kick pentru turc, stânga, dreapta, stânga la corp și o lovitură cu brațul drept pentru Moroșanu. Blochează foarte bine high kick-ul Moroșanu și o frontală din partea turcului. Acum câteva lovituri de braț și o lovitură înaltă de picior și pentru Cătălin. Are parte Moroșanu de un adversar cam de aceeași înălțime cu el. Nu se mai bate cu genul ăla de luptător cu un cam mai înalt de această dată. Se duce în atac Moroșanu peste Ozer. A încasat și el o lovitură, trebuie să fie atent, însă răspunde bine Moroșanu. Bună stânga, pălitura moldovenească, lovitura clasică la Cătălin Moroșanu. O frontală bună pentru turc, care a atins bărbia lui Moroșanu, care își revine foarte repede. Se aruncă în atac cu acele lovituri de braț Moroșanu. Blochează aceste lovituri de picior și o stângă peste garda adversarului. Ratează, din păcate, Moroșanu, lovitura cu brațul stâng. Încă o stângă bună a lui Moroșanu și Ozer îi face semn să iasă la atac, să lovească în continuare. Foarte multe lovituri de picior trimise de Ozer. Moroșanu a avut ceva probleme la ele, dar acum și-a revenit foarte bine.
Puternic Moroșanu și are probleme după aceste low kick-uri încasate, 0. Turcul nu a blocat loviturile și iată-l vedem cu ceva probleme pe 0. Nu cred că își mai revine 0 și oricum mai e un minut din această rundă, extrem de greu să rămână în picioare. Da, vrea să-și revină 0 și reușește să reintre în meci. Cătălin va căuta clar acel picior, să îl toace pur și simplu. Da, încearcă câteva lovituri de braț, încearcă și de întoarce adversarul său care se dezechilibrează, alunecă turcul. Trage de timp inteligentă Ozer, însă îl vedem, strânge din dinți de fiecare dată când calcă. O lovitură pe acel genunchi și meciul este game over. A și schimbat garda Ozer, încasează acea lovitură, încă una, se întoarce cu spatele, este numărat pentru a doua oară turcul. I-a dat la joale bine de tot pe românește Moroșanu la adversarului său. Și final de meci, Ozer spune că nu mai poate să continue. Da, este final de meci, da. Pentru Cătălin Moroșanu în prima rundă, moartea din Carpați, își răpune adversarul turcul Mehmet Ozer. A dat piept cu un moldovean adevărat. Da, o victorie senzațională obținută de Cătălin Moroșanu în prima repriză a luptei cu turcul Mehmet Ozer. Iată o schimbare de strategie în această luptă a lui Cătălin Moroșanu, care a venit cu foarte multe lovituri de picior și el împotriva adversarului său. Ne așteptam la acel tăvăluc, la acea avalanșă de lovituri de brațe, dar Cătălin Moroșanu a reușit să-și facă knockout, să-și termine adversarul cu aceste low kick-uri care i-au rupt piciorul lui Ozer. Se îmbrățișează cei doi în cele din urmă, am văzut, au filmat promo-ul pentru acest meci la cetatea din Piatra Neamț. Mehmet apărea acolo în cadru ca fiind cuceritorul ce vine să dea năvală în Moldova, însă Cătălin Moroșanu a reușit să apere Moldova în această seară și să-l învingă pe Mehmet. Vedem primul low kick ce a întrerupt meciul, în spatele genunchiului lovit Mehmet. Foarte dureroasă această lovitură. Da, și aici momentul în care turcul s-a dovedit învins. Din nou, loviturile la genunchi trimise de Cătălin Moroșanu și a întors spatele Ozer. N-a mai vrut să aibă de-a face cu moartea din Carpați. Da, cred că era o chestiune de timp. Probabil că la următorul low kick trimis de Moroșanu s-ar fi încheiat meciul. Regulamentul spune și acest lucru, 3 knockdown-uri încasate într-o repriză egal final de meci. Victoria lui Cătălin Moroșanu, knockout în prima repriză după ce a reușit aceste low kick-uri puternice împotriva adversarului său. Iată victorie în fața turcului și este al doilea meci la Dynamite pentru Cătălin Moroșanu, câștigat după ce la București l-a învins pe Freddy Chemaio. Scorpionul Ciuc a vrut să muște din Moroșanu la cântar. Bătălia este vineri la Pro TV după finala de la Vocea României. Zice că era reptilian, frate, de pe altă planetă. Tatuat tot. Roșu tot, am zis, bă, de unde a apărut ăsta? After this fight, you'll make another tattoo? Yes, I think so. Moroșanu l-a chemat și pe Craioveanu să-i facă galerie cu Scorpionul Ciuc, vineri la Pro TV de la 23:30. L-a transferat și pe Cătălin Moroșanu. Da, mamă, când l-am văzut, mamă, mi-a dat mâna și am crezut că e un buldozer. Îi ținem pumnii și aduc o victorie. Daniel Ghiță a revenit în ring în această toamnă și după victoria în fața lui Poturac, i-a transmis lui Moroșanu să se lupte cu el sau să se retragă.
A urmat apoi un schimb îndelungat de replici din partea celor doi, nu mereu marcate de fair play din partea lui Daniel Ghiță, însă este o atenție foarte mare asupra meciului lui Moroșanu, ca și asupra unui viitor meci al lui Daniel Ghiță. Cei doi ar trebui să se întâlnească în 2019, pentru că apoi Moroșanu se retrage, a declarat că mai luptă în 2019, după care se va retrage din carieră, are deja 34 de ani. Să vedem însă acest meci. Oh, un pum și croatul este la podea. Incredibil cum începe acest meci. Este neucit croatul. Primul pumn încasat de la Moroșanu. Spunem, croatul nu are mare experiență pe stand-up, pe lupta în picioare. A luptat în cușcă și iată-l pe Ivo Ciuc cu privirea la podea. Este pierdut croatul. Deja este pe colțile ringului Moroșanu. S-a terminat și cu Ivo Ciuc. Să vină următorul. Vedem și reluarea, acea stângă din începutul meciului. Pălitura moldovenească a lui Cătălin Moroșanu a mai făcut o victimă. Iar aici s-a reluat meciul. Croșee, uppercuturi din partea lui Cătălin. A încasat Ivo Ciuc din toate direcțiile. N-a știut de unde vin loviturile. Iată, încearcă să se apere, să se blocheze aici, însă este prins și cu stânga și cu dreapta de Cătălin Moroșanu. Nici o șansă pentru Ivo Ciuc în fața lui Moroșanu. Își bate Moroșanu propriul record la cea mai rapidă victorie din carieră. Decizia arbitrilor. Învingător prin knockout în prima rundă, Cătălin Moroșanu. Moroșanu se împarte între ring și show-urile care îi provoacă la fel de mare adrenalină. El nu se teme de nimic. E sigur că se va descurca și în ferma. Eu la țară am făcut de la adunat fân, am dat la coasă, am dat la sapă, am păscut vaca, am păscut oile, am făcut tot ce se poate face la munca de la țară. Pentru mine lucrurile astea sunt ușoare. La mine nu e problema că trebuie să muncesc. Rivalul lui Moroșanu Ghiță i-a cerut să se bată în martie, când Moroșanu are treabă la fermă. Aceeași întrebare cred că o primesc pe stradă de la orice persoană. Când te bați cu Ghiță? Nu depinde de mine, depinde de el. De sărbători, Moroșanu a avut o altă luptă grea, cu cântarul. Am 110 kg. M-am îngrășat, mi-e ciudă că m-am pus puțină burtică și nu-mi place deloc. Câte sarmale ai mâncat cel mai mult la o masă? 10 sarmale. De obicei îmi pun 10 sarmale, tot timpul îmi pun 10 sarmale, 10 am mâncat. Moroșanu a câștigat duelul de la fermă și a ajuns șef. Câștigătorul. E și distracție la fermă. Eu sunt moartea din Carpați. Păi ce o să zică ăla când o fi să mă bat cu el? Păi te iubește de berți să bată cu mine. Moroșanu n-a mai vorbit cu soția lui din ianuarie, când a intrat în fermă. Atunci au sărbătorit și 17 ani de relație. Ia o ținut tot familia, ea m-a ținut pe linia de echilibru. Nu e așa, și la mine la fel. O luam razna, bro. Vreau să mulțumesc Dumnezeu pentru soția, pentru ce femeie mi-a dat mie. Îmi spune așa, bravo, că la emisiune tot timpul spune că ți dori mie. Dacă nu ești acasă, își mă mai bagi în seamă, știi? Și are dreptate. Georgiana și Moroșanu i-au dat lacrimile la Vorbește Lumea. Am fost emoționată. Mi-a plăcut foarte mult declarația lui. Moroșanu a câștigat proba de echilibru și va fi șef la fermă pentru a doua oară. Eu urăsc să pierd. Moartea din Carpați tot timpul trebuie să câștige. Nu rivalii din concurs, ci o vacă îi face zilea marelui Moroșanu. Animalul a dispărut din fermă. Este cea mai mare chinul meu. Vaca aia mi-a mâncat zilele. Mă dor mâinile de la muls pentru că nu dă drumul la lapte. Deci am o dușmănie pe o vacă,
Nu am crezut în viața mea că să fiu într-o fermă și să dușmănesc o vacă. Pus să transforme un bărbat în femeie cu ajutorul machiajului, Zmărândescu l-a ales pe Moroșanu. Ca o femeie fericită, da? Închide ochii, închide ochii. Îl face faraon. E ca o femeie! Bine, să nu uităm că am fost expert internațional la machiaj. Dacă el avea un pic de respect față de mine ca luptător, coleg de breaslă, nu făcea chestia asta, știi? Legați unul de altul cu o frânghie, Moroșanu și Zmărândescu s-au duelat pentru titlul de fermierul săptămânii. Stai! Stai! Zmărândescu a câștigat duelul cu Moartea din Carpați. Ferma e de marți până joi la Pro TV. Cătălin Moroșanu știe o țară, știe o lume. Pe mine la fel zic. N-am cum să mă las bătut. Așa se bucurau, s-au bucurat toți frații să mă vadă în situația asta. Seama câte ciudă aveau aia pe mine. Zmărândescu a cedat primul la duelul din fermă. Moroșanu și Camara au sărit la bătaie. Camara, ai scotat. Dă-mi poza aici. Dă-mi poza, corup. Nu mai jucat de mine. Cătălin Moroșanu și Marius Crăciun se vor duela în marea finală. Asta e tată. Asta e tată. Ești campion. Asta ești, mă. Ești campion. Crăciun a fost mai rapid ca Moroșanu și a câștigat premiul cel mare. 50.000 de euro. Se vă duce către ratele pe care le am și o parte către credit ipotecar pe care l-am pentru apartament. Moroșanu revine în ring pentru revanșa cu Sam pe 6 iunie la Pro TV. Primul lucru pe care l-am făcut, m-am dus la poliție mie și m-am făcut cartofi prăjiți cu ochiuri, chiar dacă nu-i sănătos. Na, eu mănânc mâncare de asta, sunt moldovean, ce vrei? Cum ar arăta o finală la fermă între tine și Ghiță? Îl făceam pe Ghiță în secunda 1, nici măcar n-avea timp să respire și câștigam probele. Ce să faci dacă Moroșanu își cere revanșa în ring? Dacă Moroșanu va cere revanșa în ring, stai puțin, în ring sau... La petrecere, Moroșanu a dezbrăcat-o fără să vrea pe Miss România. Moroșanu va lupta pentru prima dată la Cluj pe 6 iunie la Pro TV. De când am ieșit în fermă, am mâncat ca un tank. De la 95 kg am 104 acum. Vreau să-l bat pe englez de sesiune apa în cap. Cei care se bat în gală cu Moroșanu pot câștiga o excursie în Delta și 5.000 de euro. Beni e din Cluj și va fi ghid lui Moroșanu. Beni se bate acasă după 3 ani. Cu siguranță Cardeal e de partea mea, deși culoarea mă trădează. Hello, Daniel! Îi arăt eu lui Iacuș să vadă că Moarte din Carpați e forță. De 3 ani așteaptă Moroșanu revanșa cu distrugătorul Sam. Lupta cea mare va fi joi pe 6 iunie la Pro TV. I'm coming to beat him again. Knockout. El vrea să mă facă knockout? Să vede ce knockout fac eu pe el. Cum e că vrea să mă facă pe el knockout? Moroșanu a rămas tablou când a văzut câte trofee a câștigat Doroftei de-a lungul carierei. Doroftei a fost campion mondial. Asta este prima centură care a câștigat-o Tyson. Tyson asta, nu? Când a văzut centura, s-a uitat la ea și a zis, i-s-o bucă, bucă! A luat-o pe picioare și a trebuit să o mângâie. Mamă! Bine. Mamă, hai să facem un post, e prea tare. Uite acolo. Când văd în spatele meu o istorie foarte frumoasă, mi se ridică părul. Doroftei l-a provocat pe Moroșanu. Hai să vedem cine e vocea României în ring. M-a invitat mai încolo să facem și un karaoke. Băi, o să ne băgăm pe karaoke. De ori trei cu o jumătate de oră pauză. Moroșanu și-a făcut încălzirea la Untold. Mamă, ce tare a fost la Untold. Ne-am văzut în viața mea așa de mulți oameni acolo. A fost extraordinar. Mi-a plăcut Steve Aoki, mi-a plăcut Prodigy, pentru Prodigy m-am dus acolo, cu mama, a fost nebunie totală. Cel mai bine cotat englez din kickboxing, războinicul Sam, e vegetarian. Strongest animals don't eat meat. You know, the elephant is the biggest animal, doesn't eat meat. Sam îi oferă revanșa lui Moroșanu joi seara la Pro TV de la 23:30. Englezul are o familie mare. I have 5 children and I have one more in September.
Prietenii și rivalii din ferma vor fi șef de galerie pentru Moroșanu la Cluj. Revanșa cu Sam este joi seara la Pro TV de la 23:30. Misiunea Filimon o să vină, Remus, s-ar putea să mai vină și Camara, vine Marius, cel care m-a îndurat în finală. Băi, Moro e un fenomen, hai să fim serioși. Câtă bărbia în piept, dă-i din ciocane și pune-l jos. Zmărândescu a luat aur la europene după ce a ieșit din ferma. La 46 de ani, Zmărândescu are planuri mari cu soția lui. Mă pregătesc la al doilea copil. sunt în cantonament. M-am băgat nevastă pe cantonament. Pentru Moroșanu nu contează că războinicul Sem e mai înalt cu 15 cm și mai greu cu 20 de kilograme. Îl distrug pe animalul ăsta. Cât de mare o fi el, o să sufere ring. You will suffer, my friend. Catalin, I beat you once already. I'm gonna beat you again. We come for war. War! Sem a devenit vegetarian după ce l-a bătut pe Moroșanu acum 3 ani. Revanșa e la Pro TV joi de la ora 23:30. Dacă eu nu mănânc carne, nu am răutate, frate. Trebuie să mănânc carne. Când mănânc carne, am așa o răutate, mi-e spică mut și tirul din fața mea. Acasă la Cluj, blondul Beni are cea mai focată galerie. Dacă câștigi, câți oameni ai de cinstit? Next! Următoarea întrebare. Ciobanul luptător i-a adus o înghețată angolezului care l-a amenințat cu bătaia. Am auzit că are și limba mare. Am zis chiar să-i dau o înghețată, frate, să-l verific. Sunt puternic ca un elefant, o să-l strivesc din nou pe Moroșanu, se laudă războinicul Sem. Dacă Sem este elefant, eu mă pot compara cu un leopard. Scuș la obiect fără prea multe combinații, gata. Unul și unul fac doi. Ne prindem în ring, ne batem. Prietenii din fermă și din junglă îi fac galerie lui Moroșanu în seara asta la Pro TV de la 23:20. Am deja inspectat ringul, spune că e pregătit să te facă praf. Primul să inspectez și eu și mă să fac și eu praf arândul meu. Rubi îi va încânta pe fanii din Ardeal. Vor fi 4.000 de oameni în sală. Galeria lui Ucluj vine să strige pentru Beni. Cum se simte blondul Beni după cântar? Mult mai frumos. Prințul Bădoi și Rembo din Moldova se bat acum la Pro X în piramida cu premii de 5.000 de euro. După ce a câștigat show-ul, dar zis pentru tine, la fel a slăbit foarte mult Moroșanu și atunci a fost făcut knockout de Zimmerman în 24 de secunde. Acum a avut timp să-și revină în greutate Moroșanu la acest meci cu Daniel Sem. Nu mai este la fel de slăbit ca atunci. Să fim atenți la loviturile de genunchi din partea lui Sem. Încasează Moroșanu, incredibil, exact când spuneam de această lovitură. Încasează înficat Moroșanu, lovitură de genunchi, arma principală a englezului. Respiră cu greu, numărat de Cezar Gheorghe. Nu cred că va mai continua acest meci. Da, Moroșanu spune că mai poate, susținut de public aici în sala Horia Demian din Cluj, însă va fi imposibil pentru Moroșanu să continue. Orice nouă lovitură în acea zonă îi va provoca dureri foarte mari. Insistă cu genunchiul Sem, deocamdată blochează 3-4 lovituri consecutive de genunchi Moroșanu. Trebuie să se miște Moroșanu acum, să fie inteligent, să nu stea lângă englez, să nu-i dea ocazia să lovească cu genunchiul. Și știa că aceasta este lovitura cea mai puternică a lui Daniel Sem. Trebuie să-i tai distanța, să mă duc în lateral, în dreapta lui și să fiu agresiv cu brațele, cu croșele, spunea Moroșanu. Și iată, a fost surprins chiar în debutul luptei. Foarte bine se mișcă însă Daniel Sem. Suntem la jumătatea primei reprize, început foarte greu de meci pentru Cătălin Moroșanu în fața lui Daniel Sem. S-au amenințat cei doi ieri la cântar, o să te fac să suferi, a spus Moroșanu lui Sem, tu vei fi cel care va simți durere, a răspuns englezul și deocamdată Moroșanu a simțit durere. Foarte periculos cum se bagă Moroșanu sub adversarul său. Se expune la acele lovituri de genunchi. Puternic susținut în aceste momente Cătălin Moroșanu. Mai puțin de un minut de această rundă. Puternic lovește cu genunchiul în continuare Daniel Sem. Teribile aceste lovituri de genunchi. Va fi un plus pentru Moroșanu dacă va termina această repriză în picioare, însă mai este mult până la final. Deci va mai reveni puțin în acel minut de pauză. Se aruncă în atac Moroșanu cu acele croșee clasice, politura moldovenească. Un low kick puternic trimis acolo de Daniel Sem.
Foarte grea luptă pentru Mogoșanu. Mai puțin de 10 secunde din această rundă. Ce bine că a ratat acel percut Daniel Sam. Final de rundă. Încurajat de-a dragul său, Mihai Constantin, Cătălin Moroșanu are probleme și la arcadă Moroșanu. Tocmai ce spuneam, că după ce a ieșit din show-ul Dansez pentru tine pe care l-a câștigat, a fost făcut knockout în 24 de secunde de Zimmerman. Era foarte aproape să fie făcut knockout, cam tot în vreo 20 de secunde și de Sam după ferma. A rezistat Moroșanu. Nu are amintiri cu aceste lovituri și Freddy Chiemaio la prima lor întâlnire la Keon Amsterdam l-a făcut knockout pe Moroșanu, tot cu lovitură de genunchi. Cătălin a câștigat următoarele două lupte cu Chiemaio. Ultima anul trecut la București. Ce greu respiră Moroșanu înainte de startul celei de-a doua runde. Și a mai revenit luptătorul nostru, însă de fiecare dată când se duce la podea. Vetează Moroșanu și iese la podea. Daniel Sam este rândul englezului să asculte numărătoarea arbitrului. Ce nebunie în sală la Cluj. Atmosfera a explodat după lovitura lui Cătălin Moroșanu, care, iată, și are revanșa. Este 1-1 la pus jos adversarul. Și e rândul lui Moroșanu să caute să-l termine pe Daniel Sam, să încheie meciul aici. Parează foarte bine acea lovitură mediană de picior Moroșanu. Să vedem dacă are resurse, are energie să vină în continuare peste Daniel Sam. Nu e bine să stea frontal în fața acestui englez. Trebuie să fie agresiv, să vină continuare peste Daniel Sam aproape. Iată cum găsește distanța. Imediat lovește cu genunchiul Daniel Sam. Lovituri la corp trimise de Cătălin Moroșanu. Încearcă să lovească și la cap, însă se apără bine Daniel Sam. A plecat Moroșanu de acolo și nu a mai lovit cu genunchiul. S-a întors acest meci. Acum Moroșanu este la conducere. Să sperăm că va reuși să-l mai pună jos cel puțin o dată pe englez. Publicul îl susține pe Cătălin Moroșanu. Suntem exact la jumătatea meciului. Și ce confruntare adevărată avem între Moroșanu și Daniel Sam. A fost criticat Moroșanu pentru unii dintre adversarii pe care i-a avut, însă vedem în această seară ce adevărat coșmar are cu Daniel Sam, un meci extrem de greu. Respiră, respiră, îi strigă antrenorul Mihai Constantin lui Moroșanu din colț. Oh, ce lovituri de picior extrem de puternice încasate pe brațe de Moroșanu. Serie de croșee pentru Cătălin Moroșanu. Agresivitate, agresivitate, asta îi trebuie lui Cătălin Moroșanu în aceste momente. Din nou se aruncă asupra lui Daniel Sam. Explozie în sala de la Cluj. Atenție la genunchii lui Daniel Sam. Foarte bine s-a dat Cătălin la o parte din fața englezului. 30 de secunde. Bună lovitură cu brațul stâng pentru Cătălin Moroșanu. Mai puțin de 20 de secunde din runda a doua. Încearcă un high kick Daniel Sam. Oh, ce dreapta a încasat Cătălin. Încă una. Trebuie să fie atent. Asta pentru că stă la distanță cu Daniel Sam și este exact meciul care îi convine englezului. Cât de greu respiră Cătălin Moroșanu, cât chin pentru el în această luptă cu Daniel Sam. Însă a reușit să-l trimită la podea pe englez în această a doua rundă. E 1-1 scorul. Parcă nici Daniel Sam nu mai e la fel de proaspăt. Vedem acel croșeu de stânga lui Moroșanu, încasat în bărbie de Daniel Sam.
I-a trasă... Ce privire avea Sempa, că nu-i venea să trebuie cu cei, dar nu! I-a tras freșul de sub picioare, așa cum se spune moroșanul lui Daniel Sem. Incredibil cum a reușit să revină Cătălin după acel genunchi încasat în plex în prima rundă, pe care sunt sigur că îl resimte și acum. O astfel de lovitură este resimțită foarte mult timp, chiar și după terminarea meciului. Ascultă și melodia care se pune pe națională la meciurile echipei de fotbal, la meciurile echipei naționale. Să nu uităm, mâine de la ora 21:45 în direct la Pro TV avem meciul României din Norvegia, un meci foarte important pentru calificarea la Euro la fotbal. Duminică, finala Nations League. 1-1 la runde până acum, este egalitate perfectă. Cine câștigă această rundă câștigă și meciul. Daniel Sam îl invită pe Cătălin Moroșanu la luptă. Iată lupturi de picioși din partea lui Moroșanu. Cine are mai multă energie, cine este mai proaspăt? Ambii luptători au fost trimiși la podea. În acest punct de vedere este egalitate. Moroșanu cu o lovitură de genunchi, Daniel Sam cu un croșeu de stânga. Iarăși croșeul de stânga pentru Moroșanu, se clatină puțin Daniel Sam. Oh, stânga. Croșeu de stânga și croșeu de dreapta pentru Cătălin Moroșanu. Direct de stânga Cătălin Moroșanu. Dacă ține acest ritm până la final, Cătălin Moroșanu nu are cum să rateze victoria în acest meci. Lovitura la cap și lovește și la corp. Dezlănțuit Cătălin Moroșanu. Se prevălește la podea Daniel Sem. Ascultă numărătoarea arbitrului și în această a treia rundă, 2-1 pentru Moroșanu la knockdown-uri. Ce revenire senzațională pentru Cătălin Moroșanu. Părea terminat Moroșanu după knockdown-ul suferit în prima rundă. Iată inima acestui luptător care nu renunță niciodată la luptă. Trebuie să fie atent la genunchii lui Daniel Sam. Sunt arma principală a englezului. Are meciul în mână acum, mai are jumătate de rundă. Oh, încasează Moroșanu o lovitură. S-a supărat Daniel Sam, știe că acum trebuie să-l trimită el la podea pe Moroșanu. Incredibil cât de puternic este susținut Moroșanu aici în Ardeal. Atenție la loviturile de genunchi trimise de Daniel Sam. Un minut pentru Moroșanu, dacă va sta în picioare și nu va mai fi pus jos de Daniel Sam, va câștiga acest meci. Lovește foarte bine la corp Cătălin Moroșanu, câtă tensiune în acest gradă, oh! Lovitura medială de picior și iese la podea, face semn că a plecat Daniel Sam, însă a încasat în plin acea lovitură, acel medium kick. Și cu această numărătoare și fără, nu se schimbă prea mult lucrurile, Daniel Sam tot avea nevoie să-l pună jos pe Moroșanu pentru a câștiga acest meci. Mai sunt 30 de secunde din această ultimă repriză. Însă acum că trebuie să-l pună de două ori. Da. Mai puțin de 20 de secunde îl desparte Moroșanu de o victorie senzațională împotriva lui Daniel Sam. Ce revanșă poate să-și ia Moroșanu în fața lui Sam? Încă o lovitură de genunchi pe care o trimite Daniel Sam. Câtă suferință i-a provocat și câtă durere i-a provocat lui Moroșanu cu această lovitură de genunchi. Daniel Sam s-a ținut de cuvânt cu amenințarea de la cântar. Final de luptă, brațele sus, Cătălin Moroșanu. Senzațională luptă, senzațională atmosferă la Cluj. O victorie incredibilă pentru Moroșanu în fața lui Daniel Sam, după ce părea terminat după primele 30 de secunde. S-au luat în brațe foarte agresiv cei doi pentru o secundă. N-am știut dacă continuă meciul sau se felicitau pentru evoluție. Într-adevăr, un meci fantastic făcut de Cătălin Moroșanu, dar și de Daniel Sam. Și putem spune, liniștiți, că Moroșanu a câștigat meciul nu atunci când l-a pus jos pe Daniel Sam, ci în momentul în care a găsit puterea să treacă peste acel moment din startul meciului, când a încasat genunchiul acela în plex. Foarte puțin reușesc să continue meciul după astfel de momente. Revedem momentele din ultima rundă în care Moroșanu a reușit să-l trimită de două ori la podea pe Daniel Sam.
croșet de stânga la figură, dar și stânga la corp din partea lui Moroșanu. Vedem aici această lovitură de picior încasată în plex de Daniel Sam. Într-adevăr, mai mult o dezechilibrare decât un knockdown, însă victoria lui Moroșanu este fără dubii. Victorie superbă pentru Cătălin Moroșanu. Moroșanu a câștigat lupta la puncte și el a primit o lovitură grea, iar după meci a stat până la 4 dimineața la spital. A crezut că are coastele rupte. Elefantul dădea foarte tare elefantul. Mi-a îmbărat toate loviturile, a strigat publicul la mine, Cătălin, ridică-te. Mă jur la fostul meci, mi-am venit să plâng. De la Cluj, Moroșanu a plecat în Grecia. Voi pleca pe muntele Athos cu nașul meu. 4 zile, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această victorie. Moroșanu s-a refăcut la muntele Athos după nebunia din ring cu războinicul Sam. Eu cred că a fost o minune la Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu m-a ajutat să câștig acest meci și trebuie să-i mulțumesc lui în primul rând. Moroșanu a venit încărcat de la muntele Athos. Am avut o icoană, i-am avut 300 de euro. Avea cristal zvolstie acolo în jurul coroniței lui Maica Domnului. Și icoanii, am luat și foarte multe cruciulițe din astea, am luat și un inel cu Sfântul Gheorghe, am luat și mir și am luat și tămâie. Moartea din Carpați n-a ajuns și la plajă în Grecia. A mi-a fost rușine să mă duc eu, să stau pe muntele Athos, stau pe plajă acolo, n-ai cum. Sunt călug grea care se roagă la Dumnezeu, duci la închele, închelea goală, închelos și vine călugul și se roagă acolo lângă tine. Moroșanu și-a făcut vacanța în Turcia la Ultra All Inclusive. Adam Moldoveanu de mâncare acolo a dărâmat bucătăria. După ce am ieșit din fermă, da? Bă, cătă, mănânc ca un spart, să mă, orice prind, rup în stil, tot, frate, tot mănânc. Moroșanu a intrat la dietă, dar s-a trezit la Măruță cu un platou imens. Mamă, ce bun, Doamne Dumnezeule! Moroșanu poate face ca Leu, să treacă din ring la raliu. A prins gustul la Craiova. Măcar nu mâncă pe afundul în scaunul ăla. Eu cred că trebuie să mai trăiesc încă două vieți ca să pot stăca și un Ferrari, îți dai seama. Moroșanu s-a dat cu Oltenii la derbiul cu FCSB. Oltenii arde, îi țin pumnul lui Victor Pițur, că eu cred că o să facă o figură frumoasă. Cu greu s-a lăsat Moroșanu pe mâna micului pilot. Bă, tati, mi-e frică. Păi îl văd așa de mic. Bă, dar știi să conduci? Sper să nu-mi iau o bătaie. Hai mă că mă bag, gata, nu mai m-am enervat. Gata, v-am pupat, stai să fac o cruce mare, Doamne ajută! Din ring, Moroșanu n-a ieșit niciodată atât de amețit. Nu am ce să-i dau niciun sfat, că eu aici mă uit ca mâța în calendar. Boss, ce-s cu butoanele astea? Ia explică și mie. Gianni din Las Fierbinți s-a urcat în Olsit, iar Moroșanu a condus o Dacia 1300. Numerele sunt bine de tot. B, top, gun. Ăștia suntem. Pa! Ai mers vreodată cu mașini din astea? În viața mea n-am condus. N-am condus nici Dacia, nici Olsit. E o Dacia că e forțoasă, e de-a mea. Vino la Olsit. Vreau să încerc. Uite, și furia cum mergi la fete dacă nu cu Olsit? Adevărat, da. Cine a câștigat cursa, vedeți la Super Speed sâmbătă de la 10:30 la Pro TV. Acum intră Marița pe Macadam. Ia să vedem cum se comportă. E șmecher rău, tati. Da, merge cu ea de zici că nu e a lui. Păi nu e a mea. Poate, cum să spun eu, este și o gală caritabilă și chiar am donat o pereche de mănuși, așa că am venit și cu un scop la această gală. Mă simt onorat că mă aflu lângă Iva Pațache, lângă Helmut Ducadam. Chiar este o onoare pentru mine și mă bucur că și eu reprezint România oriunde mă duc cu fruntea sus. Cum a fost anul acesta pentru tine? Din multe puncte de vedere a fost un an reușit. Am fost la ferma vedetelor, la ferma și acolo am făcut o emisiune foarte frumoasă și chiar și multă lume spune, mamă, te-am cunoscut adevărat acolo la acea emisiune. Am avut și un meci revanșa cu Daniel Sam, am organizat și încă două gale, am avut un an extraordinar. 2019 a fost un an extraordinar pentru mine și sper că anul 2020 să fie la puterea a doua. La ce să ne așteptăm de la Cătălin Moroșanu în 2020? Bă, așteptați-vă la o luptă în 2020. Așteptați-vă la o luptă în 2020, că s-ar putea să fac o luptă. Nu vă spun unde, dar să vă așteptați la o luptă. Nici cu cine? Cu cine nu va fi român, asta vă spun sigur. Ca să nu să creadă lumea că mă lupt cu un român, știți voi cu cine? Nu. Dar va fi o luptă interesantă și
Vă vom da detalii cam prin ianuarie, februarie, deja vom ști cu cine o să mă lupt.